Colindele și-au pierdut taina. În ziua de azi, în zilele noastre, colindul nu mai are sfințenie. Colindele sunt hituri, preluate și cântate în diverse ritmuri, nu au nimic comun cu bucuria nașterii Domnului, bucuria sfântă, cu sfințenia sărbătorilor de iarnă. Nu mai au nimic. Ca și sărbătoarea Crăciunului, care este și a Valentine's Day, Friday, Black, cum se cheamă? Black Friday. Da, de astea. O să auziți acum. Vedeți, eu am senzația și cred în asta, că generațiile care vor veni vor trebui să recepteze colindul într-o altă formă. Va trebui o transfigurare a lui, nu știu în ce modalitate trebuie făcut, ca să emoționeze. Încercarea pe care o facem noi în seara asta s-ar putea să fie calea, nu știu, nu știu. Nici Marius nu cred că știe deocamdată, mai îmbătrânește și el. Și vom găsi probabil calea să readucem colindele într-o formă care să vibreze, să facă generația de astăzi să vibreze la frumusețea lor românească. Good.